Ca în fiecare an, a doua parte a lunii mai s-a desfășurat la Colegiul Național Petru Poni o nouă ediție a 16-a a concursului Dor de Poezie, care a avut o permanentă creștere valorică. Ca în această zi să putem să omagiem poeți, poete, să putem să le oferim celor mai tineri dintre poeți premii care să-i impulsioneze în activitatea lor viitoare. Este a 14-a ediție. Dar dați-mi voie să încep cu începutul și să mă mențin pe acest ton al poeziei cifrelor. În anul 2000, prin grija și neobosita experiența unui profesor de la Colegiul Tehnic Petru Poni, domnul profesor Cramer Alexandru, a luat naștere placheta de versuri intitulată Dor de Poezie. În primii 2 ani, domnul profesor a simțit nevoia să omagieze tinerii talentați de la Colegiul Tehnic Petru Poni, dându-le voie să-și reprezinte creațiile într-o plachetă de versuri. Așa s-a născut placheta Dor de Poezie, care anul acesta a ajuns la 16-a ediție. Din anul 2011, concursul a fost înscris în calendarul național al acțiunilor extracurriculare, ajungând ca la ediția din acest an să aibă o participare record, creații literare a elevilor din 18 județe ale țării, însumând 116 elevi îndrumați de 54 de cadre didactice din 30 de localități. Concursul a evoluat sub grija aceluiași neobosit profesor Cramer Alexandru. Apoi, începând cu anul 2011, concursul nostru a evoluat. A trecut de etapa locală și a fost înscris în etapa interjudețeană și regională, loc în care ne aflăm și la acest moment de timp. Alături de domnul Cramer s-au alăturat și ceilalți colegi din Catedra de Limba Română. Este vorba de doamna profesoară Mihoc Mirela, de doamna profesoară Cătălina Bărbăneanu, de doamna profesoară Dima Teodora, de domnul profesor Rusu Dănuț. Toți și-au pus amreta pe acest concurs, a cărui valoare a crescut an de an. Coordonatorul actual al proiectului, profesorul Mirela Mihoc, a făcut prezentarea juriului, al cărui președinte este inspectorul școlar de limba și literatura română, profesorul dr. Gheorghe Brânzei. Domnul inspector școlar de specialitate, profesor dr. Gheorghe Brânzei. Trebuie să de doamna profesoară Ana Maria Zăroagă. De doamna profesoară Violeta Lăcătușu. De doamna scriitor Florentina Nință. Venit, da, special din Italia pentru acest eveniment. Mulțumim doamna Florentina Nință. De domnul preot Cornel Paliu. Președintele Asociației Sidra. De domnul profesor Mihai Andone. Și nu în ultimul rând, de domnul Dan Dimitriu, de asemenea, de la Asociația Sidra. Și părintele concursului Dor de Poezie, profesorul Alexandru Cramer, a ținut să mulțumească tuturor celor care pe parcursul celor 16 ediții au dus la creșterea sa calitativă. Uitându-mă în jurul meu, alături de mine, sunt acei oameni de suflet, acei oameni care, prin condeiul lor, și-au spus gândurile față de concursul nostru, așa cum și, în primul rând, colegul nostru, prietenul nostru și apoi inspectorul nostru, alături de mine aici, domnul profesor Gheorghe Brânzei, a fost așa cum a fost și doamna Violeta Lăcătușu, domnul Mihai Andone, părintele Cornel Paiu, acel suflet mare care a făcut ca busturi ale unor entități celebre să apară în urma noastră, așa cum este și colega mea, profesoara Mirela Mihoc, a uitat să o numească pe o membra a juriului, profesoară și ea și directoare de colegiu acum, profesoară de limba română, care a fost profesoară și aici, care
a trudit alături de noi la organizarea concursului în perioada în care a funcționat la noi, doamna Ana Maria Zăroacă, doamnă profesor. Președintele juriului, inspectorul școlar de limba și literatura română, Gheorghe Brânzei, a mulțumit organizatorilor care, de 16 ani, fac posibilă povestea frumoasă a dorului de poezie, care înseamnă dor de frumos, dor de dor, dor de performanță. Dor de poezie. Eu aș zice, în egală măsură, dor de frumos. Eu aș zice, în egală măsură, dor de performanță. Și aș mai zice, în egală măsură, dor de dor. De ce toate aceste lucruri? Pentru că niște copii frumoși ca voi, dragi adolescenți, ați venit la Roman, ați venit la Colegiul Tehnic Petru Poli, ați venit la liceul cu program sportiv, la Colegiul Național Roman Vodă, ați venit din alte părți binecuvântate, din județele Dolj, nu știu eu, alte județe de unde sunt participanți și v-ați încredințat în mâna noastră, în mâna celor care stăm în fiecare zi în fața voastră, prea plinul sufletului vostru. Juriul de specialitate și cei care susțin acest concurs au fost generoși cu premiile. S-au acordat 3 premii întâi, 3 premii 2, 3 premii 3, 6 mențiuni și 6 premii speciale. La acestea s-au adăugat premii acordate de poeta Florentina Niță, care a propus să ajute la traducerea în italiană a acestor poezii și la publicarea celor mai bune în Italia, precum și înscrierea lor la concursul internațional de poezie din aceeași țară. Au mai acordat premii poetul Lucian Strochi și Asociația Culturală Clepsidra. Premiile au plecat în toate colțurile țării, la Roman ajungând un singur premiu, întâi la eleva Diana Unișoru, de la liceul cu program sportiv Roman. Manifestarea s-a încheiat cu un recital de poezie și cântec susținut de elevii liceului gazdă.